Mai multe porțiuni din autostrada Orăștie Sibiu au intrat în reparații de urgență ca urmare a numeroaselor gropi și denivelări apărute în carosabil. Din luna octombrie pe această porțiune au fost semnalate fisuri și denivelări. Au început reparațiile pe autostrada A1 Orăștie Sibiu. Din luna octombrie pe această porțiune au fost semnalate fisuri și denivelări. CNAIR a reziliat contractul cu antreprenorul italian în ianuarie 2016. În acest moment, reparațiile se execută din garanția depusă. În zilele următoare, în funcție de vreme, vor continua lucrările pe calea 2, iar pe calea 1 se vor remedia zonele cu probleme, cu mixtură stocabilă și cu instalația cu infraroșu, a informat CNAIR. Lotul 3 al autostrăzii dintre Orăștie și Sibiu, între localitățile Săliște, județul Sibiu și Cunța, județul Alba, are o lungime de 22,11 km, a fost deschis circa în 14 noiembrie 2014, iar 11 zile mai târziu, la kilometrul 275 plus 700, a apărut o fisură cu o lungime de 25 de metri. Acoperită cu bitum, respectiva fisură s-a lungit până la 50 de metri, fiind localizată pe sensul de mers dintre Sebeș către Sibiu. În septembrie 2015, constructorii italieni de la Salini Imprelio au obținut acordul de la CNIR să închidă circulația pe întreg lotul pentru a remedia defecțiunile care au dus la apariția fisurii, după ce au demolat. 200 de metri din terasament, constructorii italieni s-au retras de pe șantier. În ianuarie 2016 CNIR le-a reziliat contractul, iar din aprilie până în octombrie au refăcut în regie proprie cei 200 de metri de autostradă demolată.